Deci avem un video foarte serios astăzi. Nu, nu, dar mai, ok, bine, hai să dăm drumul la acest videoclip. Salutare, prieteni! Bună, bă! Astăzi vom face un videoclip în care o voi încerca pe Claire să vedem dacă înțelege anumite cuvinte, slang-uri, mai ales în limba engleză. În limba română, slang-uri, 10 slang-uri din limba română pentru ea, ca să vedem dacă înțelege. Sunt foarte curioasă cum voi bine știți. M-am locuit în București 2 ani, da. Și sunt foarte curioasă câte multe cuvinte amintesc. Câte slang-uri, da. Da. Primul slang, pentru că îmi place să folosesc foarte mult limba engleză, mișto. Ce înseamnă cuvântul mișto? La ce se referă? Spune! Mișto este un cuvânt pozitiv. Care ce semnifică? Dacă ceva întâmplă, care e foarte tare, frate, tu spui mișto, bă! Da, da, da. Deci dacă se întâmplă ceva frumos, da. You say... Deci am fost pentru un tuns, arată mișto. Arată mișto, arată frumos. Arată mișto. Foarte bine. Deci... Îmi place cuvântul mișto, pentru că mișto, mișto are un sunet ca un prășitură sau ceva. Da. Piștoc. Sau piștoc. Nu, 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 mișto, mișto. Da. Al doilea cuvânt este cuvântul nașpa. 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 Este nașpa. Nașpa este familie de cuvântul nasol. Cred, da. Da, este. Cred că are o, pentru că o relație. În opinia mea are același... Nașpa, nasol, da. Cam tot aia e, da. Același motiv în care tu folosești pe cuvântul ceea ce înseamnă? Nașpa e că tu spui pe prieten, haide să mergem cu bicicleta în parcul tineretului, dar în momentul în care tu ești cu bicicletele afară, se începe plouă. Vreme nașpa. Da. Da. A, nașpa. Plouă. Foarte bine, văd că înțelegi până acum foarte bine aceste slang-uri în limba română. Hai să continuăm. Înțeles, sunt un fată de stradă. Ești, da, ești o street girl. Da, avem alt cuvânt pentru asta, dar nu o să spun. Okay. Las o baltă. Las o baltă. Las o baltă. Balta nu are o conexiune cu balena, nu? Nu. Nu. Okay. Adică poate avea dacă ar putea balena să încape într-o baltă. Cred, nu am folosit slang-ul asta, dar cred este că let it be. Las o baltă, adică... Leave it. Leave it, leave da, it. Da, da, ok. Yeah. That doesn't matter. It's, so dar dacă, eu folosesc a lasă. Da, deci dacă faci ceva, de exemplu, care nu-ți iese și te chinui să faci acel lucru, dar nu-ți iese, te enervezi și zici, las o baltă, poate o fac mâine. I'll leave it now, I'm just gonna do it tomorrow. Okay. I had enough, I'm just gonna leave it for now, you know? Las o baltă. Ok. Sau pur și simplu, nu mai faci nimic, zici de tot, las o baltă, nu mai vreau să mai fac deloc. Lasă-mă, da, îmi place. Da, da, lasă-mă, îmi place. Al patrulea lucru care e interesant, frate. Ce înseamnă? Frate, îmi place cuvântul asta frate. Da. M-am folosit frate pe tine și pe tatu. Și, da, s-a referit și la tatăl meu. I-a spus tata, i-a spus frate. Frate. Frate, ce faci frate? Haide frate, haide. Deci frate, parerea mea, bineînțeles, înseamnă frate e pentru familie, dacă tu ai o frate. Dar și este între prieteni. Da. Brother, ca brother în engleză. Brother! Bro, 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 bro. Da, foarte... Da, e cam mișcan olandeză. Brur? Noi nu folosim asta foarte, foarte mult. Deci... Ah, dar am auzit în olandeză. Brur, brur. Dar este mai mult oameni care are o relație cu un altă țară face asta. Ah, ok, da. Ok. Deci, cei care sunt dintr-o altă țară. Multicultural oameni în Olanda face, dar olandez nu face și bineînțeles aici în Est nu face, na. Nu are chef. Aiurea. Aiurea. Ce înseamnă cuvântul aiurea? Asta e greu. Știu că este un cuvânt negativ. Da. Aiurea este un pic ca nașpă. Da. Că ceva e nasoal. Aiurea. Da. Da. E urât, e nu e bun, nu e... Da. Să vorbești aiurea, to talk nonsense. Dar ce este diferența între nașpa și aiurea? Poți să zici aiurea în niște situații unică? Cred că e cam sinonim. Ok, interesant. Da, da, da. Dar când vorbești aiurea, when you talk nonsense, you know. Ok. Yeah. Ah, interesant. Pe cuvântul pe bune... Pe bune este că... Nu știu cum se explic în română, dar în engleză este for real. No, really?
Yeah, for real? Are you for real? Yeah, so... Pe bune? Când faci ceva zici că, really? Ai făcut asta pe bune? Da, 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 da. Înțelegi? Folosesc pe bune. Sau spune cineva, am fost tras și am căzut cu bicicleta, să spunem. Pe bune? Pe ai căzut bune? Cu bicicleta, te-ai accidentat? Pe sau bune? Ceva? Frate, pe really? Bune? You know? E nașpa și iaiura. Uite câte slang girls. Da, foarte multe slang-uri. Baftă! Baftă e că noroc. Tu spui baftă dacă cineva spune am un exam mâine la școală, tu spui baftă, frate. Good luck. Mișto, aiura, nașpe. Da. Așa este. Beton! Beton. Beton este un cuvânt pozitiv. Da. Tu spui este beton sau este foarte mișto, da. Sau e beton sau tu ești beton. E ceva pozitiv, ești tare. Mișto, cool, beton. Beton înseamnă, ce înseamnă beton, cuvânt, ca și cuvânt? Beton este ce ai, este un material. Concrete. În fine. Voi vine... sunteți beton. Eu sunt, Ionuț beton? Și tu ești beton. Nu, eu sunt piscină. Apă știi, adică am vrut să-ți fac o glumă. Nu mi-a ieșit, ok? Nu, a fost foarte amuzant. Știi ce a fost foarte amuzant? Videoclipul în care ne-am spus niște bancuri olandeze. Link-ul e aici. Da, așa este. Fine. Ce înseamnă fine? Fine. Este că mișto. It's the same word as in English, fine. E fine, e bine, e ok. Oh, e... oh m-am crezut că e mișto. Ești fine? Nu. Ești fain? Nu e... ești... Nu, se referă mai degrabă la lucruri, de exemplu. Dacă, îmi stă bine, e fain acest tricou pe mine. Ah, ok, m-am crezut că e mișto. Sau când cineva, de exemplu, aprobă, zice, vrei să vii la un grătar? Fain, e un grătar, da, ah, okay. Fain, vin. M-am crezut că este un cuvânt foarte, foarte pozitiv, da. Da, cuvântul ei preferat, bă! Bă! Da. Îmi place bă așa de mult. Deci bă este un cuvânt care mi-am plăcut de la începutul. Înseamnă că yo. Da, da, înseamnă ca și cum ai spune în engleză yo man. Yo bă, man. Omule. Bă omule, zici yo man. Da. Yo, și yo. Este un cuvânt și m-am văzut în cărți. Da. Deci este un cuvânt în limba română. Da, da. Are un explicație în asta, dar și este pe stradă să spui bună bă. Bună bă. Da, îmi place așa de mult. Te-ai descurcat foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Îmi place pentru că tu înțelegi aceste slang-uri românești foarte, foarte bine. S-ar putea Claire în viitor să vorbească mai bine decât mine limba română. Și acum? Nu, am ajuns. Nu, dar foarte... un străin. Mulțumim foarte mult că ai vizionat videoclipul ăsta. Dacă voi aveți niște cuvinte nou pentru mine, bineînțeles, slang-uri, da. Te rog spune în comentariu pentru că vreau să învăț absolut de toate, frate. Da, da, da. Așa că vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat acest videoclip. Doamne ajută tuturor. Sunteți și ne vedem. Beton. Sunteți beton și ne vedem data viitoare. Pa, pa, pa.